Bună dimineața, dragilor! Sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu! Astăzi vom discuta despre un subiect extrem de interesant în ce privește Bitcoin-ul, și anume prognoza că Bitcoin va ajunge să fie deținut de peste 10% din populația planetei până în 2030. Știu că pentru foarte mulți dintre voi 2030, adică peste 8 ani, înseamnă enorm, însă credeți-mă că timpul nu trece chiar atât de greu, din contră, trece foarte repede și pe măsură ce înaintezi în vârstă și mai repede. Și m-am gândit să mă uit pe datele istorice pe CoinMarketCap, aveți la cryptocurrencies o opțiune historical snapshot. Am mai vorbit despre asta în trecut. Și am ales să intru fix 8 ani în urmă, să văd cum arăta spectrul cripto atunci. Pot să vă zic gen primul lucru. Bitcoinul era 600 de dolari. Asta înseamnă că putem spune că era de cel puțin 30 de ori mai puțin decât acum. În circulație erau doar 12.800.000 de Bitcoin. Iar volumul de tranzacționare era de 8.600.000 de dolari pentru 24 de ore. Vă imaginați că era fază incipientă, dar valoarea de piață a Bitcoin era de 8 miliarde. Pe locul 2 la acea dată era Litecoin, care valora doar 11 dolari. Locul 3 Next, 4 Dash, 5 Percoin, iar pe 6 găseam XRP și pe 7 Dogecoin, care Dogecoin la vremea respectivă era 0,303597 și XRP-ul era 0,20, deci 00397. Cineva, dacă ar fi investit atunci, să zic, 1000 de dolari, acum ar fi avut 30.000. Dacă ar fi investit 100 de dolari, acum ar fi avut 3.000, dacă ne raportăm la Bitcoin. Dar cu siguranță, dacă ar fi investit în Dogecoin, de exemplu, și aștepta cel puțin până anul trecut la vârf, avea o grămadă de bani. Ce vreau să spun până asta este următorul lucru. Că uneori, răbdarea ne poate aduce surprize mari, cel puțin când e vorba de investiții. E știut și din piața de stoc cine ar fi investit în Tesla, cine ar fi investit în Apple la momentul potrivit sau foarte devreme, acum ar fi fost extrem de fericit și satisfăcut. Asta. Noi, ca și tehnologie, ca și direcție de piață, v-am mai spus, ne ducem în direcția metavers, clar, Web3, clar, și NFT, și gaming, da? Sunt foarte multe proiecte de calitate care vor avea o adopție uriașă pe planeta Pământ. Și atunci, putem investi gen sume pe care ni le permitem, că e 50 de dolari, că e 100 de dolari, că e 1000 de dolari, că sunt 500 de dolari, din când în când, cu termen lung. Adică să ne propunem, băi, următorul halving la Bitcoin este în 2024, iar celălalt este în 2028. Imaginați-vă că acum, în mijlocul acestui bear market, dacă cumperi anumite monede și uiți de ele 8 ani, până la următorul bear market, ce afacere va fi? Bine, există și posibilitatea ca în următorii ani piața cripto să-și atingă vârful de piață și după să o ia în jos. Este o variantă. Vă ziceam ieri că cel mai probabil după halvingul din 2024 Bitcoin va atinge valoarea de 150.000-180.000 de dolari. Poate acolo va fi maximum, poate nu va atinge acea valoare, dar să presupunem că atinge acea valoare și după începe să scadă. Gândiți-vă că acum, la cotitura drumului, stau și monedele ce vor emise de băncile centrale, care s-ar putea să schimbe destul de mult cum arată peisajul ăsta în lumea cripto. Gândiți-vă că nimeni n-are interes să stea Tether sau USDC sau BUSD și să fie monede dominante. Ce se întâmplă acum mi se pare așa, doar o perioadă în care aceste monede au drept de funcționare, pentru că Binance este o companie privată, nu sunt americani,
nu știu cât timp o să-i lase pui să zburde cu moneda lor. Și atunci e puțin în umbră sau în ceață sau cum vreți voi să spuneți viitorul. O altă chestiune pe care aș vrea să o discut cu voi este luna UST2. Foarte multă lume își pune speranțele în acest proiect și speră că își va reveni, că luna va fi $100 și că tot ce s-a întâmplat a fost doar un eșec sau o greșeală. Din păcate, această greșeală a costat 60 de miliarde aproximativ pe toți investitorii, iar credibilitatea proiectului nu mai este cea pe care au avut-o la început. La început, sau cel puțin până acum câteva luni până se întâmplă acea porcărie, oamenii credeau, vorbeam cu mulți oameni, inclusiv eu sunt afectat de ce s-a întâmplat cu Luna și UST, și credeau că e un proiect foarte bun, foarte de calitate, cu un viitor extraordinar. Se pare că nu e cazul. În ce-l privește pe Bitcoin, imediat vă spun, suntem a câta zi în care Bitcoin nu este un fel de stablecoin. Suntem în ziua 28. Cu cât Bitcoinul traversează o perioadă mai lungă, fără volatilitate, cum e acum, static așa, cu atât atunci când o iau într-o direcție, explozia va fi mai puternică. Iar în clipa de față, șansele sunt ca piața să se ducă în jos, 70%, să fie o capitulare, dar ne poate aștepta și o surpriză. Ca idee pentru cei ce își fac planuri pe termen lung, în clipa de față, cam tot ce vreți voi din piața asta, toate proiectele care v-au plăcut în bull market, sunt la mega discount. Unele la 80%, unele la 85%, altele la 90%. Dacă vă hotărâți să investiți în ceva acum și vă prinde o mega turbulență în jos, sfatul meu este să nu vă panicați. Oamenii când încep furtunile astea financiare își pierd luciditatea și își pierd orientarea în spate. Iar eu pot să vă zic, de desfințat nu se desfințează piața cripto. Ceea ce unii se tem ca de foc, gen să zicem la 24.000, înseamnă nici 20%, adică acolo, de unde suntem acum. Vă amintesc că anul trecut piața făcea în mod regulat, în ianuarie, februarie, martie, 20% în jos, 20% în sus, da? Adică nu e o dramă. Iar acum, după ce am căzut deja pe marea parte a proiectelor, 90% nu contează atât de mult. Așa că, dragilor, curaj și gândiți-vă mai mult la viitor decât la viitorul imediat apropiat. Ne apropiem de weekend și vă doresc un weekend extraordinar. Aveți grijă de voi. Toate cele bune!